Salut prieteni, bine ați venit la videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi avem o prezentare rapidă a unei surse. Este o sursă de la Superflower, seria HX Gold Green, Golden Green. O sursă de 450W. Eu aveam deja o sursă, un Seasonic. Un prieten mi-a dat telefon că are probleme cu PC-ul, mi-a spus care sunt simptomele, am bănuit care a fost treaba, am scos sursa din PC-ul meu, m-am dus la el. Am băgat sursa mea, bineînțeles a funcționat, toată problema era de la sursă, dar mi-a oprit sursa. Mi-a dat banii, mi-a zis ia-ți tu alta și m-a dat afară din casă. Mi-am luat altă sursă, o sursă de la Superflower. Probabil n-ați auzit de Superflower, dar vă spun că este un producător foarte cunoscut și foarte respectat în comunitatea de hardware. Sunt intrați relativ recent pe piața românească. Fac surse foarte bine, le fac în fabricile lor, nu sunt ca alți producători să trimită cereri spre nu știu ce producători să le facă sursele. Corsair, de exemplu, nu își face singur sursele, asta nu înseamnă că nu sunt niște surse de calitate, sunt foarte bune sursele Corsair, doar că nu le fac ei atâta tot. Superflower își fac singur sursele, seria Golden Green este seria de mijloc, mai este seria Lidex, seria de top a lor. Această sursă, chiar dacă este seria de mijloc, are certificare 80 plus Gold, adică va avea o eficiență, indiferent de încărcare, de peste 87%, minim 87%, asta înseamnă certificarea Gold. Sursa aceasta costă în jur de 200 și ceva de lei, o să vă las linkul în partea de jos a textului. Asta este cutia. Cutia este destul de chinezească, să zicem așa pare. Pe partea asta nu e mare lucru. Da? Pe partea asta avem modele de surse, avem versiune portocalie și o versiune neagră. Bineînțeles, vedeți bulina asta, înseamnă că e versiunea neagră a mea. Pe partea asta avem câteva chestii de marketing, da? Suportă noile stadii de alimentare care sunt cerute de procesoarul Intel Haswell. Eficiența, la 20% avem 87, la 50% avem 90, la 100% avem 87. Eficiență foarte bună, mai ales în gama asta de preț. PVC activ, indiferent unde băgăm, în America sau în Europa în priză, ea se va adapta automat. Silent fan de 120 de mm. Ventilatorul se ajustează în funcție de încărcare, este un ventilator inteligent. Mai departe, tot felul de chestii de marketing, bineînțeles, iar pe partea asta tot așa, chestii cu care ei se laudă și nu se laudă de pomană, pentru că sursa este foarte, foarte bună. Am citit tot felul de articole despre această sursă. Aceasta este sursa, am scos-o din cutie ca să nu mai pierdem vremea cu cutia. Ăștia sunt conectorii. Avem conector, bineînțeles, 20 plus 4 pentru placa de bază. Avem conectorul pentru procesor. Îl dăm deoparte. Avem conectorul ăsta legat în serie, da, pentru plăcile video. Vedeți că avem 6 plus 2, 6 plus 2, da, ceea ce e bine, înseamnă că o să meargă și pentru plăcile high-end de la AMD. Avem 4 SATA 3 Molex. Sursa nu este modulară, tocmai de asta este ieftină, sursele modulare sunt ceva mai scumpe și nu are tot felul de bling-blinguri cum au cei de la Corsair, unde bagi tot felul de conectori în sursă pe placa de bază și vezi la un soft ce consumă sursa, ce face sursa. Cablul de alimentare. Această sursă are 450W, dar mie mi-ajunge. Am placă video, am procesor, sunt destul de performante și placa video și procesorul, dar pentru o configurație ca a mea, care necesită în jur de 200-250W, această sursă este foarte suficientă, dacă există termenul ăsta. Nu merită să luați surse mai mari. Dacă vă luați o sursă de 1000 și ceva de wați, atunci va merge la 10% și eficiența va fi jos. Vreți ca sursa voastră să aibă o eficiență în jur de să aibă încărcare în jur de 50%, pentru că acolo sursele au cea mai mare eficiență. Dacă vreți mai multe informații despre această sursă, verificați site-urile de hardware străine și românești.
Sunt foarte multe articole. Un articol pe care îl recomand și este special pentru această sursă, pe Johnny Guru, o să vă las linkul în partea de jos a textului, inclusiv linkul care vă duce spre această sursă. Și acum, de ce am ales această sursă? Pentru că este un producător necunoscut, un producător care n-ar oferi cine știe ce garanții. Cine este Superflower până la urmă? O altă observație care n-am făcut-o pe partea asta, foarte drăguț, n-am văzut la multe surse asta, este ștanțat din fabrică sigla firmei, foarte interesant asta. Pe spate nu avem mare lucru, da, decât butonul pornit oprit. La seria LEDX aveți aici un conector în plus pentru dacă aveți buget și vreți să vă luați seria LEDX, este mult mai scumpă, dar are un conector pentru ventilator în diferite moduri să operați ventilatorul. Acum, pentru cei care au surse foarte, foarte chinezești, să zicem, dacă sursa voastră face gălăgie, puneți urechea la ea, înseamnă că e chinezească. Acele surse, chiar dacă au 450 de W, înseamnă că consumă 450 de W de la rețea. Iar energia pe care o folosește PC-ul, probabil e 200, undeva în jur de 200 de W. Restul de 200 și ceva de W îi aruncă prin căldură, este energie reziduală risipită. Și dacă aveți o sursă care risipește pe oră 200 de W, înseamnă că într-o zi veți risipi 2 kW, adică un leu. Asta înseamnă că în 8 luni de zile vă luați o sursă de asta numai cu energia risipită de sursa chinezească. Deci nu faceți o mare economie. Eu vă recomand această sursă, nu este scumpă deloc. Dacă vreți să faceți un upgrade sau dacă vă faceți un sistem nou, este o sursă potrivită. Nu este deloc gălăgioasă, este super silențioasă. Are un comportament foarte bun, mai ales dacă o încărcăm exact cât trebuie. La 50% are o eficiență de peste 90%. Ei spun 90%. Dar dacă citiți review-urile, o să vedeți că eficiența este peste 90%, ceea ce este foarte, foarte bine pentru gama asta de preț. Deci, încă o dată, nu vă puneți în pericol componentele, nu vă puneți în pericol PC-ul, nu vă stresați urechile, pentru că sursele alea chinezești fac o gălăgie îngrozitoare, parcă ar fi 15 procesoare în PC, așa gălăgie fac. Cunoștința care mi-a oprit sursa și mi-a dat banii și m-a dat afară din casă, avea o problemă cu sursa lui, era un Deluxe mai vechi. M-am uitat în sursă și toți condensatorii începuseră să curgă. Asta înseamnă că nu erau folosiți condensatori de calitate. Așa se obțin prețuri mici pentru sursele chinezești, se folosesc componente foarte, foarte slabe. Aici avem mai componente germane și japoneze, toți condensatorii sunt Shemicon, cunoscătorii știu ce este asta. Vă recomand sursa asta, chiar dacă nu știți, nu aveți încredere, puteți să mergeți să citiți review-uri de afară sau de la noi din țară dacă au făcut review la așa ceva și o să vă convingeți. Cam asta este pentru astăzi, vedeți și voi dacă este suficient de bună pentru mine sursa asta, cred că este suficient de bună și pentru voi. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotutorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!